Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, și în seara aceasta dorind să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim sufletele cu acest cuvânt care oferă cu adevărat putere sufletului nostru, viață și vigoare. Nu știu cum v-a fost săptămâna aceasta, însă eu sunt foarte fericit că pot să fiu împreună cu voi și că pot să văd că ceea ce facem noi aici la 7 TV, nu spun eu, pentru că eu am o echipă în spate și dacă n-ar fi echipa, eu nu m-aș vedea. Ce ar fi la 7 TV fără cameramani, fără editori, fără producători, fără regizori? N-ar fi nimic, fără finanțatori, da? În spatele a ceea ce vedeți dumneavoastră în seara aceasta este o muncă de echipă susținută, profesionistă, care aduce în fața dumneavoastră posibilitatea de a vedea aceste materiale și aceste emisiuni pe care noi le producem aici la 7 TV. Am fost încântat să fac o plimbare cu familia și cu niște prieteni în zona Răcădăului, în Brașov, și să mă întâlnesc cu oameni care urmăresc a 7 TV. A fost o bucurie sâmbetele trecute să fiu acolo la poalele tâmpei, să fac plimbare și să ne oprească cineva să spună: "O, fratele Ionică Herlea, ia uite-l aici." Și nu era din Biserica Adventistă, vreau să înțelegeți. Era cineva care ne urmărește și este alături de noi. Mă bucur că aceste mesaje și aceste programe ajung la dumneavoastră și mă bucur că vă prind bine, că vă sunt de folos. În seara aceasta aș vrea să mergem oarecum pe tema pe care am amintit-o și în dățile trecute, credința tainică, un subiect foarte interesant care vine mănușă cu ceea ce vom prezenta în seara aceasta, cu ceea ce vom studia în seara aceasta. Este vorba de religia fără rost. Mi-aduc aminte cu drag și cu nostalgie de vremurile în care îl citeam pe Creangă. Da? Poate vă aduceți și dumneavoastră aminte de vremurile acelea când citeați pe Creangă, pe Sadoveanu, pe marii noștri clasici care au pus în scrierile lor sufletul acesta românesc și ceea ce ne caracterizează pe noi. Au prins acolo suferința țăranului român, au prins acolo munca lui, sudoarea lui, au prins acolo credința lui, au prins acolo obiceiurile lui, tradițiile lui. Și citind aceste opere îți dai seama cam ce a trăit neamul acesta. Aș vrea să nu uităm scriitorii aceștia și să nu uităm credința pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor odată pentru totdeauna. Credința, subliniez, nu religia. Pentru că religiile, din nefericire, s-au transformat în partide politice. Așa a fost de când e lumea și pământul. Sistemele religioase, vorbesc sistemul iudaic religios făcut de Dumnezeu în mod direct, este singurul dictat de Dumnezeu, și acesta a fost pervertit de oameni și înțeles greșit, apoi amestecat cu tot felul de credințe care după aceea trebuiau curățate de profeți și readuși oamenii la legea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Dar de-a lungul timpului am putut să văd că religiile, fără nicio excepție, la început au fost mișcări, dar după aceea s-au transformat în partide politice. Și aici n-aș vrea să spun că sunt rele. Nu sunt rele. Pentru că organizează oamenii, creează un cadru de închinare, creează un cadru în care să existe oameni care să fie plătiți și să slujească nevoilor spirituale ale oamenilor. Ca ideal este super, este ok. Însă, în ce măsură te ajută religia aceasta să fii un om care îl urmează pe Dumnezeu? Și în ce măsură transformi religia într-o unealtă care să slujească intereselor tale, oferindu-ți acea amăgire și acea iluzie că tu ești pe calea dreaptă, păi ești pe calea cea bună, că îl urmezi pe Dumnezeu, că îi slujești lui Dumnezeu, chiar dacă mergi exact împotriva planurilor lui Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea să vorbim despre religia fără rost.
și aș vrea să aduc în fața dumneavoastră un om foarte religios. Și un om care avea și putere politică, avea și influență în zona aceasta spirituală. A acaparat-o atât de tare încât nu mai știai, este om politic sau este om religios. De multe ori în istorie, politica și religia s-au amestecat și au dat mâna și au fost spălătoarele de creier cele mai eficiente pentru turmele de docili și de oameni care efectiv refuză să mai gândească și refuză să-și ia viața în propriile mâini. Religia și biserica de-a lungul timpului, și aș vrea să înțelegeți că nu vorbesc împotriva lor, ci împotriva a ceea ce au devenit. Pentru ca să înțelegem cheia în care discutăm, pentru că unii o să trageți alte concluzii, e problema voastră dacă trageți alte concluzii. Religia și bisericile și politica au fost cele mai bune instrumente de spălare a creierilor și de control asupra maselor. Și oamenii comozi, liniștiți, ba înfricați uneori de elementele acestea, au zis, păi ce să facem? E mai simplu așa. Am cedat frâiele, gata, ei sunt, ei preiau tot. Alții au avut de suferit. Iar alții au zis, ce să facem? Păi dacă asta e, asta facem. Dacă așa zice statul, capul jos. Dacă așa zice biserica, capul jos. Dacă religia așa este, capul jos. Și în felul ăsta s-au creat societăți și epoci ale oamenilor cu capul plecat. Ați auzit proverbul românesc? Capul plecat, sabia nu-l taie. În Japonia este altfel. Capul plecat nu merită să stea pe umeri. Vedeți diferența de mentalitate? De ce? Pentru că un om care nu are demnitate și un om care nu are opinie și nu are o filozofie de viață și nu are o direcție clară în care merge, păi ăla este legumă. Și într-un fel, așa este și religia. Este fără rost. Dacă nu-ți oferă o direcție clară și dacă nu te transformă într-un om al lui Dumnezeu. Acest om despre care vreau să vorbim este Ahab, împăratul lui Israel. Un om foarte nelegiuit, corupt și coruptibil, influențat de soțioara lui Izabela foarte tare. Provenea din dinastia lui Omri, o dinastie foarte prosperă, o dinastie foarte puternică. Din punct de vedere politic și din punct de vedere al relațiilor diplomatice, stătea foarte bine. A încheiat tot felul de alianțe cu popoarele din jur, a mai împrumutat niște zei, niște dumnezei, a creat o religie sincretică prin care să asigure puterea și controlul politic asupra maselor. Și toate lucrurile păreau că merg bine, până când a venit Ilie, persoana non grata, și a zis, Ahabe, îmi pare foarte rău, dar tu ai luat-o pe șleauri, nu mai ești bine cu religia ta. Dumnezeu te cheamă să te închini așa cum îți cere El. Să renunți la toate prostiile astea de ritualuri pe care tu le-ai luat din zona Feniciei, la închinarea la Baal, să renunți la toți mâncătorii ăștia, 850 preoți ai lui Baal și Astartee, care te mint sistematic în fiecare zi frumos și pe bani mulți, dă-i la o parte și întoarce-te la Dumnezeu. Bineînțeles că Ahab avea o pocăință în perioade. Când era impresionat și șocat tare de Dumnezeu, se întorcea la Dumnezeu, religia. Când vine frica, oh, ce să fac? Unde-i lampa lui Aladin? Frecăm repede, iese Duhul. Ah, împlinește-mi dorința asta. Vreau să fiu mântuit. Cum să? Și vine imediat, îți dă caseta cu tot ce vrei să auzi și cu ceea ce vrea el să auzi. Ah, și îți liniștești conștiința și zici, ah, ce bine că sunt în siguranță. Sunt în rai deja. Nu mai am nicio incertitudine. Toate s-au spulberat. Și apoi îți continui din nou existența, exact ca și până atunci. Și când mai vine câte o frică din asta și câte o sperietoare, pentru că de conturile trebuie alimentate, persoanele trebuie să trăiască. Iar, bun,
am rezolvat. Ahab avea o astfel de religie ineficientă, care nu folosea la nimic. Și odată i-a venit lui în minte să pună mâna pe o moșie. Și a zis, cum să fac eu să pun mâna pe via lui Nabot? În 1 Împărați, capitolul 21. Avea o vie în Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și a zis, băi, trebuie să pun mâna pe asta. E tipul de potentat care are tot ce vrea, când vrea, cât vrea. Și care nu mai știe ce să inventeze în materie de mofturi. Bă, mi-ar plăcea și via asta, lui prăpăditul ăsta de aici. Și îl cheamă la un târg. Auzi, Nabot, uite, vreau și eu via asta. Dă-mi via, pentru că vreau să fac din ea o grădină de zarzavaturi. Căci este o grădină foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot nu era un idiot și un docil care să zică, măreția voastră, măria voastră, iertați-mă că stau în prezența dumneavoastră. Dacă dumneavoastră așa binecuveniți, ce să fac? Dar vă dau gratis, nicio problemă. Nu! Nabot avea coloană vertebrală și asta este moștenirea părinților mei. În Israel moștenirea este sfântă, prin urmare moștenirea nu se vinde. Punct. Ai fi tu împărat, ai fi tu Ahab, ai fi având-o ca și consilieră lângă tine pe tante Izabela, dar eu spun clar și răspicat, nu! Motivul pentru care suntem atât de ușor manipulabili și suciți pe degete de păpușarii aceștia ai lumii și nu sunt teorii ale conspirației și care vă spală creierile pe la emisiunile alea cu politică, este pentru că noi ne-am vândut demnitatea și capacitatea de a gândi și capacitatea de a fi ferm și de a spune nu. Sunt atât de insistenți în obrăznicia, în minciuna, demagogia și nesimțirea lor, încât n-ai răbdare și perseverență să mergi până la capăt, să-i scoți tu din sărite pe ei. Ați observat cum a fost și cu creșterea prețurilor la motorină? Da, fac o mică paranteză. Oh, imediat, boicotăm, boicotăm austriecii. Cât a ținut, fraților? Cât a ținut boicotul ăsta? Mai face cineva boicot la toate astea? Cât a fost în media un pic de iureș acolo și un pic de tam-tam? Au umflat toate televiziunile ratingurile și după aia, oh, gata, acum toată lumea, exact același comportament. Dacă se dă zvon că se scumpește ceva la marile supermarketuri și linii de supermarket, gata, toată lumea rupe magazinele. Exact invers ar trebui făcut. Dar oamenii, pentru că n-au educație financiară, 2, nu știu ce vor de la viață, 3, nu gândesc, 4, nu au personalitate, 5, nu știu cum să se comporte în astfel de situații, lasă lucrurile așa. Ei, Nabot nu era felul ăsta de om credincios, prostuț, docil, care zice da să trăiți, e, dacă zice împăratul, care și reprezentantul Dumnezeu și al puterii. Nu poți să zici nu. Cum să zici nu? Cum să-i spui împăratului sau președintelui că este greșit? Sau că nu vrei să faci ceea ce spune el? Păi atâta trebuie în societatea democratică. Te-ai ras. Ori Nabot i-a răspuns lui Ahab, fiți atenți, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Să mă ferească Domnul să ascult de tine față bisericească sau autoritate statală, astfel încât să îmi înlocuiesc gândirea și credința și principiile și valorile. Să mă ferească Domnul. Unde sunt oamenii ăștia? Și din nou,
fac paranteză și subliniez, nu sunt anarhist și împotriva ordinii și a disciplinei și a legilor și a statului. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre niște derapaje care apar. Cine să le amendeze? Oh, stăm cu minți acolo. Nu, noi nu zicem, noi suntem credincioși, noi suntem religioși. Nu despre asta este vorba. Zice Nabot, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Și Ahab a intrat în casă foarte trist, foarte tulburat și îl vede doamna Izabela. Dar ce ai, păpușel, ce s-a întâmplat cu tine? De unde vii așa stresat? Ai? Uite, ia aici un calciu, ia un magneziu, stai liniștit, relaxează-te. Uite, niște fursecuri, o cafea, stai liniștit. Dar ce te stresează în halul ăsta? Doamna știa cum să rezolve problemele. Pe linie politico-religioasă. Și a zis, uite, am vorbit cu un Nabot și am vrut să-mi dea și mie via aia și uite, mi-a zis să mă ferească Domnul să-ți dau via. Îți dai seama cum a avut curajul să-mi vorbească mie, împăratul lui Israel, ăștia alți sunt ca legumele păstrate în linie, toți sunt da să trăiți, plecăciuni, pupa de picioare. Și ăsta, nu mai pot, mi-a crescut tensiunea, mi-a crescut glicemia. Izabela, fă ceva, te rog, că nu mai rezist. Stai liniștit, dragul meu, dar nu ești tu împărat în Israel, nu duci tu sforile, nu avem noi atâția preoți pe care îi sucim pe degete și poate să rezolve problema? O rezolvăm religios, Ahab, stai liniștit. Ia dă-mi inelul tău cu pecete, ia dă degețelul încoace. Hai că scrie mamă o scrisorică din aia, dă nu-l mai spală toate apele pe omul ăsta, pe Nabot. Și începe să scrie o scrisoare și fiți atenți ce ordin dă și cât de fără scrupule pot să fie oamenii care se ascund în spatele religiei. Era o destrăbălată, o idolatră, n-avea nicio treabă cu ceea ce scria ea în scrisoare. Așa cum foarte mulți din cei care au sforile de sus ale bisericilor nu mai au nicio treabă cu credința sau cu ceea ce predică. Însă, de ochii proștilor, trebuie să ai o politică dublă. Le zici plăcuța aia cu neprihănirea, cu credința, cu pioșenia, cu pelerinajele, cu rugăciunea, cu toate renunțările și cu toate ritualurile astea. Dar tu, grăduțele, statul dublu de plată, te duci, le-am mai zis una la ăștia. Da, bun. Bun, hai să vedem. Care este directiva șefilor? Asta. Și se duce și strecoară așa câte una pe dincolo și pe dincolo și pe dincolo. Și vrei să faci anumite lucruri. Cu cine? Vă aduceți aminte de vremea aia cu secera și ciocanul? Vă aduceți aminte și de vremea asta de mai de aproape cu pandemia când s-a vrut să se miște niște lucruri? Au fost unul, doi pe aici, pe acolo. A fost înalt preasfințitul Teodosie, care s-a ridicat, a mai fost domnul Terheș, a mai fost domnul Iuga de la Comunitatea Baptistă, câțiva ai numeri pe degete oficiale ăștia, restul, capul în jos, sabia nu-l taie și aduce multe venituri și beneficii. Că de, dacă ai doi stăpâni sau cine știe câți, nu poți să fii scorțos cu coloană, să te duci pe o anumită linie. Și spune tante Izabela, în scrisoare e așa, vestiți, versetul 9, un post, mama, asta este spălarea de creier, de când sunt copil, când se dorea să se obțină ceva. Postim și ne rugăm și dacă nu ieșeau alegerile cum trebuie sau lucrurile în biserică, ne mai rugăm, până când ieșeau cum vrea Domnul, dar nu știi ce grade avea Domnul ăla, da? Și tot făceai, ritualul, praf în ochi. Dă-i, băi, de la Domnul, băi, post, e rugăciune, bă, cum să nu stai drepți? Vestiți un post. Puneți pe Nabot în fruntea poporului, culmea lașității și a nemerniciei. Observați în ce ne transformă religiile. Ci că dacă vrei să-l dai jos și să-l desfințezi, înaintează-l, fă-l să fie cât mai vizibil acolo. Și după aia când e retezat una,
ai terminat cu el pentru totdeauna. Vestiți un post. Puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lor. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară și împroșcați-l cu pietre și să moară. Religia. Observați cum lucrează religia fără rost? E cu rost în sensul ăsta de tâlhărie, de nemernicie. Și religia asta a smuls-o din rădăcini Iisus Hristos, pentru că este parșivă, coruptă și plină de răutate și n-are nimic divin și dumnezeiesc în ea. Ba dimpotrivă, sunt elemente drăcești. Post, rugăciune, adunare de sărbătoare, puneți-l pe Nabot în frunte și trimiteți-i doi din ăștia fără scrupule, le virăm ceva pe card acolo. Dacă sunt mai cu grade și mai, le virăm mai mult, pentru că de fiecare are prețul lui, și să zică, ei, potolește tu într-o adunare de felul ăsta niște mincinoși. Oh, fratele a zis și să vezi și ho-ho-ho, și când ei așa de glumași și spui, băi, ascultă aici, când am zis mă treaba asta? A, păi știi că, de fapt, nu-i chiar așa, că nu la asta mare, da, am uitat, dar chiar așa am zis? Însă nu mai apuci să faci asta, pentru că până dacă apuci să faci asta, ești fericit. Dar până s-a pus să faci asta, ești deja desființat, pentru că piatra a fost aruncată. Puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi scoateți-l afară și împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii, fiți atenți, aia bătrâni cu experiență care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Ci că suntem reprezentativi, democratici, voința poporului, voința bisericii. Serios, îmi vine să zâmbesc. De ce? Pentru că religiile, bisericile și tot ceea ce ține de politic este manipulabil și coruptibil, dragii mei, să vă iasă din cap treaba asta că puteți să îndreptați ceva. Ce au făcut bătrânii și toți? Ce a zis tante Izabela acolo în ordin? De asta biserica primară a avut succes și s-a răspândit ca focul în miriște. Pentru că nu era organizată în stil corporatist și politic. Avea organizarea făcută de Duhul Sfânt, bazată pe darurile spirituale și pe chemarea divină. Nu pe jocuri politice și pe chestii din astea de aranjamente și stai să vedem pe cine ungem, pe cine punem acolo să convine intereselor noastre, să nu se facă nimic sau să se facă lucrurile strâmb. Nu! Biserica era organizată de Duhul Sfânt prin darurile spirituale și prin chemare divină. Și dacă omul nu avea talent la vorbit, nu îl chema Dumnezeu să fie predicator. Dacă nu avea talent la cântat, nu îl punea să fie dirijor sau diacon sau lucruri de genul ăsta. Lucruri care se întâmplă în biserici și în societate. Să alegi oameni incompetenți, să-i pui în funcții care îi depășesc și să faci în felul ăsta niște mutații din astea de oameni care stau pe niște scaune care nu se potrivesc. Ce au făcut toți? Ce spunea doamna Izabela? Nu să mă gândesc, bă, o fi bine, de unde vine? Bă, sărbătoare, post, rugăciune, așa. Și, bă, la un moment dat trebuie să strigăm împotriva lui ăsta, că ăsta a vorbit împotriva împăratului și împotriva rânduirii. Nu e ok, nu trebuie să trăiască ăsta prea mult. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Ce nemernici! Ce oameni lipsiți de scrupule! Să rostești adunare de sărbătoare, post, rugăciune, fețe de măgari lungite, încruntate, solemnitate, Doamne, ascultă rugăciunile noastre, și ăștia cu pietroaiele în mâini. Și ies nemernici din mulțime. Tu ai vorbit despre împăratul și împotriva lui Dumnezeu! Și clota, bă, dar de unde ați auzit? Nici vorbă de așa ceva, au aruncat și gata.
a fost terminat pentru totdeauna. Și spune aici, cei doi oameni de nimic au venit, s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și după aia s-a liniștit totul. Voia Domnului a fost făcută, împlinită, judecata. Biserica este curată. Religia a rămas nepătată. Și putem să răsuflăm ușurați, dragii mei. Oh, avem un hulitor în minus, un uzurpator mai puțin. De acum putem să domnim în liniște, să facem chiar ce vrem. Însă, după episodul acesta, apare Ilie, care îi spune așa, după ce Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie, din nou, vedem aici acea credință curată și acea credință tainică ce lucrează în oamenii lui Dumnezeu, care nu depind de niciun sistem. Țineți minte lucrul ăsta. Hristos nu a depins nici de sistemul pe care l-a înființat El. Dar alminter de cel făcut paralel, sistemul paralel religios făcut de farisei. Nici vorbă de așa ceva. Cât în ceea ce privește sistemul înființat de el, a spus ce a poruncit Moise în lege, mergeți, plătiți, faceți, împliniți, dar nu uitați, dragilor, că nu activitatea asta de slugărnicie vă face pe voi cetățenii ai împărăției lui Dumnezeu, ci legătura cu Dumnezeu, cu divinitatea. Primește mesaj din partea lui Dumnezeu, n-avea angajator, n-avea șef, n-avea comitet, n-avea adunare administrativă, n-avea oameni care să-i spună ce să spună, cum să spună, când să spună, cât să spună și care să îi scrie dinainte exact cum să acționeze, să aibă un protocol. Ilie primește mesajul, du-te și spune la nemernicul ăla ce a făcut. Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Napot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Deja era mândru. Acum mă duc să-mi iau via. Nu mai are cine să pretindă să vină cu actele de proprietate moștenitoare și până la urmă atâta le trebuie la stafidiții ăia de părinții ai lui, dacă ori mai fi în viață vreunul, sau la rudele lui. Ăsta era mai așa, mai țap, încăpățânat. L-a rezolvat, de acum totul este în regulă. S-a terminat. Ceilalți, voia Domnului s-a împlinit. Să-i spui, așa vorbește Domnul. Nu ești tu împăratul lui Israel, măria ta, sfinția ta. Dragii mei, suntem ridicoli. Suntem ridicoli când ridicăm atâta de mult pe niște oameni, pe niște piedestaluri, dacă se amețesc de acolo și cad, e sinucidere curată. Eu nu zic că nu trebuie să respecti oamenii. Nu zic că acea cultură sau educație sau pioșenia cuiva nu trebuie respectată. Da, trebuie. Dar nu faceți Dumnezei din ei, dragii mei. Nu ești tu un ucigaș și un hoț? Fai, dacă am avea noi un profet ca Ilie în vremurile noastre să meargă în Parlament, oare câți ucigași și hoți ar găsi? Pe la ANAF, pe acolo, pe la toate structurile astea și la toate serviciile existente în țară și în străinătate, oare de câte ori ar trebui să spună, oare nu ești tu un ucigaș și un hoț, mai ales în contextul ăsta al războiului în care trăim și suntem atât de bine spălați la creier încât să credem că facem o slujbă lui Dumnezeu, să credem toate minciunile astea. Nu ești tu un hoț și un ucigaș? Unde sunt oamenii aceștia, dragilor? Unde sunt oamenii care primesc mesajul din partea lui Dumnezeu și spun drept, neinfluențați, fără agende, fără minciuni, fără partide, fără religii, fără alte apanaje manipulabile care nu fac altceva decât să îi ducă în eroare pe oameni și să îi
facă să mai trăiască încă 4-5 ani în aceeași nenorocire și în aceeași minciună. Așa vorbește Domnul. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Judecata din partea lui Dumnezeu. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit vrăjmașule? Păi normal când îți spune în față, ție împărat, că ești hoț și ucigaș. Doar nu ai vrea să te ia în brațe. De ce sunt luați în brațe toți ăștia care apar pe acolo prin marile funcții? De ce? Pentru că sunt la fel și zic, da, să trăiți, să fiți binecuvântat, mergeți înainte, lasă, mai dă un tun de câteva miliarde, mai vinde jumătate de țară, nicio problemă, Domnul să te binecuvânteze, fiule, du-te înainte, mai dă și aici, mai te mai binecuvântăm de 3, 4, 5, 6, 10 ori, dacă e nevoie. Domnul să fie cu tine. La Dumnezeu nu merg lucrurile așa. Pentru că această credință care vine de sus nu este stricată și alterată de aluatul ăsta al păcatului, al meschinăriei, a minciunii și a fariseismului. Și nu este deloc manipulabilă, pentru că n-ai șefi deasupra ta. N-ai sfinți și preasfinți și galerii și panteoane de oameni care să spună ce trebuie să faci. Nu! Ești tu și Dumnezeu. Ești tu, cuvântul și Dumnezeu. Religia fără rost, da, stânga, dreapta, ce trebuie să fac, unde trebuie să merg, la cine, plecăciuni, pupăciuni, ritualuri. Și până la urmă, ce este în spate? M-ai găsit, vrăjmașule? Și în loc să dea înapoi, Ilie i-a spus, te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ceea ce este rău înaintea Domnului. Aș vrea să înțelegeți că există oameni care s-au vândut să facă ceea ce este rău înaintea Domnului. Și poate că unii o zice, masoni, nu știu ce. Nu mergeți, nu bateți câmpii. Aproape de voi, cu fețe lungi, palizi, lămâiori, cu niște voci din alea subțiri și eteriene, că nu-i auzi nici vorbind în microfon. Mi-aduc aminte, eram odată la o nuntă și era un pastor atât de spiritual, vorbea atât de încet în microfon că nu se auzea. Și din sală un frate, mai tare frate, că nu se aude ce spui! Și a stricat atmosfera duhovnicească. Și a venit repede un diacon, speriat și l-a luat de acolo și a zis, hai afară, că uite, strici atmosfera aici. Dar faptul că vorbește așa și asta este ceea ce ne dorim. Însă foarte mulți s-au vândut să facă ceea ce este rău împotriva Domnului. Și te miri că biserica moare, că biserica nu mai are putere, că tot ceea ce se face este irelevant, că programele ei parcă-s de 50, 100, 200, 300, 500 de ani și nu se schimbă nimic. Totul este previzibil. Te duci la biserică, programul, tipicul, știi ce urmează, știi slujba pe de rost, cu mici variațiuni, dar până la urmă e aceeași. Și așa se tâmpesc oamenii generații la rând, crezând că fac voia lui Dumnezeu. Însă, spune cuvântul aici că sunt unii care s-au vândut să lucreze împotriva lui Dumnezeu, să facă ce este rău înaintea Domnului. Și bineînțeles că îi face aici o profeție că va muri și apoi urmează o pocăință a lui Ahab. Așa cum sunt multe pocăințe de genul ăsta. Plâns, boce, tot când auzi că te ia Dumnezeu mai tare și te mustră. Vai, chiar așa? Să fi căzut eu din har? Să fiu lepădat de Dumnezeu? Nu, Doamne! Mă prind, Doamne, te rog! Nu, Doamne, te rog, iartă-mă, lacrimi, post, rugăciune! Și Dumnezeu zice, bine mă, fie și așa. Însă pocăința asta lui Ahab, deși îi spune despre ea lui Ilie, n-a ținut prea mult, țineți cont.
El tot pe șleaurile alea s-a dus. Că vorbim de religia fără rost. De religia care nu te schimbă cu nimic. Rămâi tot un drac. Și tot un om care face rău împotriva lui Dumnezeu, care s-a vândut să facă rău împotriva lui Dumnezeu. Lacrimile și astea sunt de decor. Mai vine câte un program muzical, mai și câte o poezie, mai scape acolo câte două, trei lacrimi și vai, s-a pocăit fratele. Da, de unde? El e tot drac. Bineînțeles, n-am dreptul să spun eu. Vorbesc tipologic. N-aș vrea să înțelegeți că dau exemple clare de oameni. Dumnezeu, dar când vezi un comportament care nu se mai schimbă de ani, de zile, de zeci de ani, nu vorbim de greșeli, ci vorbim de răutate, vorbim de niște mecanisme de vulpoi care, și de vipere care te-ar mânca în dinți, care nu se mai schimbă. Și zici, mă, dar ceva e neregulă. Religia fără rost. Și, la urmă, concluzia lui Ahab. Doamne, m-am pocăit, îmi pare rău, dar fac tot ce vreau. Și vine din nou cu o relicvă istorică. Întotdeauna, dacă vrei să manipulezi oamenii, trebuie să le pui în față un ideal. Și să le spui și o poveste frumoasă, ca să prindă, să aibă energie și dorință și entuziasm. Bă, Ramot din Galaad este al nostru. Ca o mică paranteză, Ramot, pe lângă celelalte cetăți, era o cetate de scăpare. Una dintre cetățile despre care Dumnezeu spusese că dacă cineva ucide fără voie pe un semen de al său, eu știu, îl lovește din greșeală sau îi cade în dreptul casei, o țiglă de pe casă în cap sau se întâmplă din greșeală să-l lovească și-l omoară, să fugă în cetățile acelea. Ramot era o cetate de scăpare, avea alibiul perfect, avea acoperirea clară și motivul, chiar el zice, băi, dar nu ne-a zis Dumnezeu nouă să menținem moștenirea lui Israel, cetățile noastre și ăsta e la sirieni, mergem să-l luăm. Am făcut planul, am făcut strategia, am făcut tot ce trebuie, avem totul. Așa se întâmplă și în religia fără rost. Facem totul, organizăm tot, punem ce ne place nouă acolo și la urmă cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează cumplitul meșteșug de tâmpenii pe care l-am creat noi și toate aberațiile pe care am reușit să le debităm. Te rog, Doamne, binecuvântează-le și facem tot felul de... Iarăși fac o paranteză. Nu vreau să înțelegeți că nu are valoare actul mistic. Are. Întotdeauna fac puntea aceasta. Pentru ca să facem diferența între ceea ce este golit de sens, din care n-a rămas decât carcasa și spoiala, și ceea ce are sens umplut de ceea ce trebuie din partea lui Dumnezeu. Și credința aceea puternică. Ungerea divină este sfântă, are elementul mistic în ea. Chemarea divină este sfântă, da? Ungerea împăraților a fost sfântă, ungerea preoților este sfântă. Biserica este sfântă, dar, iarăși dar, nu bazarurile bisericești. Este o diferență, da? Întotdeauna trebuie să facem distinția, pentru că diavolul știe să joace atât de bine pe linie, să trăim în confuzie. Și când spui biserica, tot ce face cineva în biserică este binecuvântat de Dumnezeu? Nu. Doar ceea ce poartă pe cetea ascultării de cuvântul lui Dumnezeu este binecuvântat de Dumnezeu. Celelalte lucruri nu. Și aduceți-vă aminte câte mese și câte tarabe de schimb valutar a dărâmat Domnul Hristos când a venit în templu. Aia nu înseamnă, e la templu, gata, luăm totul la grămadă, tot ce e în templu e sfânt, e curat, e bun, de primit, de înghițit. Nu! Fals! Întotdeauna trebuie să facem distinția. Biserica este sfântă. Este chemată de Dumnezeu să predice Evanghelia. Funcțiile sfinte sunt, de asemenea, sub călăuzirea lui Dumnezeu, dar nu cele câștigate politic. Aș dori să închei paranteza aceasta și revenim la religia aceasta fără rost. Ahab pune în fața lor un ideal, un țel. Nu l-am chemat pe Dumnezeu, nu ne-a sfătuit. Hai să facem și noi ceva. Și cu scrul lui, Iosafat,
care se temea de Dumnezeu, împăratul lui Iuda, a zis, bă, dar toți sfătuitorii ăștia și consilierii ăștia ai tăi, prea zic într-un glas, o, trăiască împăratul, da, să trăiți, totul e bine și frumos, du-te că Domnul e cu tine. Dar întreba cineva pe Domnul. A, dar nu, dar ce rost are să facem noi chestii din astea? Pentru că depășite, adică avem noi sfatul nostru, avem 850 de sfătuitori religioși care zic la fel și sunt de aceeași părere cu mine. La ce să mai... Și eu să fata zic, mă, dar chiar nu mai este un proroc al Domnului în tot Israelul ăsta? Să mergem noi la toți străinezii ăștia, că apropo ne mănâncă străinezii, întotdeauna ne-au mâncat străinezii și conducătorii trădători în țara asta. Și, băi, chiar nu mai este nimeni? Băi, este unul, dar îl urăsc. Versetul 8. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, adică Ahab a răspuns lui Iosafat. Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul? Unu. Țineți cont. Unu singur. Și ăsta erau 850. Când vă aud cu majoritatea, mie îmi crapăți asta. Majoritatea, dragii mei, adevărul nu se decide democratic. Hai să stabilim care este adevărul. Păi, da, istoria este plină de astfel de nedreptăți și de aberații teologice care au fost socotite la vremea respectivă ca fiind adevărul, pentru că așa a decis majoritatea din sinod. Și unii au fost tăiați, mutilați și persecutați pentru că n-au căzut, eu știu, la majoritate de voturi. Au căzut cu unul, două sau poate mai multe împotrivă. Și ăștia erau eretici și ăștia erau aia buni. Nu așa se decide adevărul. Dacă Dumnezeu spune că un lucru este greșit, este greșit chiar dacă nimeni nu-l susține. Sau dacă doar unul singur este cel ce-l susține. Așa gândim adevărul teologic, așa gândim adevărul Scripturii, adevărul lui Dumnezeu. Nu după părerea majorității. Mai e unul, dar nu suport pe ăsta, băi. N-are nici titlu, n-are nici doctorate, n-are nimica, n-are... Îi vai de capul lui și vine să-mi spună mie acum, o fi el preot, o fi el chemat de Dumnezeu, o fi el proroc, o fi el deștept. Dar ăsta îmi strică tot. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc. Căci nu-mi prorocește nimic bun. Nu prorocește decât rău. Este mic a fiului Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. Și bineînțeles, vine acolo în fața lor, primește instructajul de protocol, vezi că toți vorbesc bine împăratului. Nu cumva să faci vreo trăznaie mică și să spui și tu niște bazaconii din alea pe care ți le dă Domnul pe moment. Aici este o regulă, este un protocol, tu înțelegi, este curtea domnească, sunt doi împărați aici care deja au luat hotărârea. Vină și tu cu binecuvântarea, dă cu aghiazmă un pic deasupra hotărârii lor și sfințește și tu hotărârea asta. Zici tu odată, da, mai cioplește-te și tu mica, fii un pic mai sensibil, mai diplomat. Când aud asta în dreptul bisericii, diplomat. Ce înseamnă să fii diplomat, dragii mei? Înseamnă să fii mincinos, înseamnă să fii hoț, înseamnă să fii șmecher, înseamnă să fii parșiv. Dacă tu ca om al lui Dumnezeu ești diplomat, înseamnă că ești unealta diavolului. Nu este tot una cu înțelept, este cu totul altceva. A fi diplomat înseamnă să știi să minți când e o tragedie, să spui că plouă când afară e soare și invers. Dumnezeu nu vrea să avem o religie din asta fără rost, în care să facem lucrurile doar că așa trebuie sau că așa este corect din punct de vedere politic. Finalul este dramatic. Pentru început, mica le face jocul. Și zice, da, da, să mă sui, du-te, nu asta spun toți. Nu vorbești așa, că mă iei la mișto, mă iei peste picior. Și atunci mica îi rostește un blestem și spune, hai să vezi, că ai să mori. Domnul nu este cu tine, tot Israelul n-are păstor să ducă fiecare acasă, pentru că tu ești vândut să faci rău. Dumnezeu nu este cu tine. Și bineînțeles, tot pe el l-au închis, l-au persecutat, ei așa au luat în continuare indemnizațiile și plățile, pentru că știau să mintă frumos. Asta înseamnă, dragii mei, să trăiești
și să ai în viața ta o religie fără rost. Să te minți singur că faci voia lui Dumnezeu când de fapt tu mergi exact împotriva lui Dumnezeu. Să crezi că ești pe calea adevărului când de fapt tu votezi democratic ce este adevărat și ce este fals. Să crezi că toate aceste lucruri, unele bune dintre ele, înlocuiesc ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Său. Să crezi că dacă ai în spate suporteri, ai și glasul lui Dumnezeu cu tine. Dar e de ajuns să întrebe cineva, auzi, dar ai întrebat pe Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu despre asta? Și o să începi să ai emoții și căldură și să te roșești și să nu mai fii așa de sigur pe tine. Și ai două variante. Ori te pocăiești de religia asta fără rost, ori omori pe singurul martor al lui Dumnezeu care a mai rămas și nu e vorba de mine, aici vorbesc în principiu. Ca să scapi cu conștiința nemustrată de nimeni. Nu mai este nimeni care să te mustre și poți să faci doar ce vrei. Însă ține minte un lucru. Se va întâmpla tot cum a zis omul lui Dumnezeu în minoritate. Chiar dacă a fost unul singur, nu s-a întâmplat așa cum au spus mincinoșii, ci 850, ci s-a întâmplat cum a spus singurul om al lui Dumnezeu care se temea de Dumnezeu. Ahab a murit în luptă, sângele a curs în carul lui, iar câinii l-au lins și curvele s-au scăldat în sângele lui, în apele Samariei. Asta este realitatea. Religia fără rost. Poate că ai și tu una. Dacă vrei să te trezești, începe să-L întrebi pe Dumnezeu ce ai de făcut și lasă la o parte toate aceste angrenaje greoaie și corupte. Pentru că această cale a lui Dumnezeu, religia lui Dumnezeu, este simplă și este accesibilă. Poți să îmbrățișezi orice fel de religie. Dar dacă n-are ca suport și credința tainică în Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu, te păcălești singur și în viața asta și în cea viitoare.